15 dintre cei 20 de consilieri locali au fost prezenți la ședința de astăzi a Consiliului Local, una extraordinară. La începutul dezbaterilor pe cele trei proiecte de pe ordinea de zi, președintele de ședință, Mihai Armanu, a atras atenția asupra evenimentelor importante ce marchează ziua de 22 martie, printre care și Ziua Apei. Astăzi, 22 martie, este nopțiu de primăvară și totodată Ziua Mondială a Apei și am să dau un citat din David Coandă, secretul longevității apei pe care o consumăm. Comentariul făcut de președintele de ședință a fost completat de consilierul local Leonard Achiriloaie, care a replicat: ești ceea ce bei, iar edilul romanului a continuat cu altă zicală, strânind hohote de râs. Ceea ce bei. Ședința extraordinară. Asta era la mâncare, să spun. Bine arăți bine, mănânci prost, arăți cum arăți la tare. După acest moment hasliu, consilierii locali prezenți la ședință au trecut la treabă și au votat în unanimitate cele trei proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi. Pentru aleșii locali, la finele lunii se va mai convoca o altă ședință de Consiliul Local.